Tabăr. În fiecare an, când ne întâlnim în luna Ramadanului, ne lovim de foarte multe întrebări. Toată lumea vine și întreabă. Dacă beau din greșeală, se strică postul. Dacă mănânc, se strică postul. Dacă, nu știu, dacă fac o injecție, se strică postul. Toată lumea se interesează de lucrurile care strică postul și, în general, mulți își găsesc răspunsul. Dar omitem o latură mai importantă decât partea fizică a postului, care este partea spirituală. Și o să spun și de ce. Pentru că postul a fost legiferat cu un scop. Allah subhanahu wa ta'ala, când a poruncit postul, a poruncit cu un scop. Care este scopul postului? La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun. Poate că vor fi evlavioși prin post, ținând post, ca dobândești sau cucerești, atingi evlavia. Sau yarshudun, vor fi drept călăuziți pe calea cea dreaptă. În relatările profetului sallallahu alaihi wa sallam, la fel, vedem acest lucru, cum este evidențiat. Și vedem cum se pune mai mult accent pe partea spirituală a postului. Cel care în timpul postului vorbește vrute și nevrute, face păcate. Ce spune profetul sallallahu alaihi wa sallam? Rămâne flămând și însetat. Nu câștigă din post nimic. Deci noi ne gândim întotdeauna latura fizică a postului, deci lucrurile care strică postul, care anulează postul, dar sunt și lucrurile spirituale care sunt mai importante decât cele fizice. Și vedem cum accentul este mai mult legat pe această latură. Profetul sallallahu alaihi wa sallam, în foarte multe relatări, a vorbit de aceste aspecte, nu? Și dacă vine cineva la tine și te înjură sau te cu chef de scandal la tine, ce îi spui? Allahumma inni sa'im. Adică nu neapărat să-i spui verbal, băi, vezi că eu țin post, că dacă nu țineam post, ți-ar ta mi-o ție. Sau, băi, vezi că țin post, dar vină după iftar și discutăm. Nu asta înseamnă Allahumma inni sa'im. Ce înseamnă? Adică să te retragi și să-ți vezi de treaba ta. Să nu intri în jocul lui, în scandal, să nu continui să alimentezi acel scandal. Adică prin faptul că ții post, dovedești prin comportamentul tău că eu țin post. Adică văd că omul are chef de scandal, îmi văd de drumul meu. Nu-l bag în seamă. Nu-i zic, bă, vezi că țin post. Adică nu asta era neapărat intenția profetului sallallahu alaihi wasallam când ne-a spus, dacă vine cineva cu chef de scandal la tine, să spui, vezi că țin post. Asta ce înseamnă? Că dacă nu țineam post, discutam altfel, nu? Și de aceea partea, latura spirituală, lucrurile care anulează postul, sunt mult mai multe decât cele fizice. Minciuna, hoția, bârfa, calomnia, toate aceste lucruri sunt cele care anulează postul. Adică rămâi cu foame și sete. Ce diferență? De exemplu, dacă cineva mănâncă și bea, logic ar trebui să strice postul, nu? Dar profetul sallallahu alaihi wa sallam ce spune? Dacă cineva mănâncă și bea fără să știe, a uitat că ține post, a mâncat și a băut, normal trebuie să strice postul, să țină în altă zi. Ce spune profetul? Să continue postul în ziua aceea. Pentru că Allah subhanahu wa ta'ala i-a dat să bea să mănânce. Deci mâncarea și băutura, fără intenție, fără să-ți dai seama, nu anulează postul. Dar gândește că toate celelalte păcate de care am vorbit noi, și la care este greu să renunțăm din păcate și în timpul postului, ele sunt de fapt cele care atârnă în balanță mai grav, mai greu în ziua de apoi. Dacă noi continuăm să bârfim, dacă noi continuăm să mințim, dacă noi continuăm să păcălim, să mâncăm haram, să postul, unde și-a atins scopul? Unde-i tăcua? Dacă pe mine nu mă interesează de unde ce bag pe gură, dacă tot ceea ce dobândesc e haram, unde-i tăcua? Înseamnă că postul nu-și atinge scopul. Și de aceea, toate ritualurile de adorare în Islam au scopul mai mult decât cel care ni-l imaginăm noi. La rugăciune, când se strică rugăciunea, când nu se strică. Allah subhanahu wa ta'ala nu spune în Coran, băi, dacă te uiți în dreapta, în stânga, se strică rugăciunea, nu? Ce zice? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Rugăciunea te oprește de la păcate și de la vorbe urâte. Ce înseamnă viceversa? Adică dacă
tu nu ai renunțat la păcate și la vorbe urâte și la bârfă, calomnie, etc., bolile, invidie, ură, bolile sufletului, înseamnă că rugăciunea ta nu mai este rugăciune. Allah să ne ferească. De aceea toate ritualele de adorare în Islam au scopurile foarte bine definite. Din păcate, noi mai mult ne preocupăm de laturile astea care nu sunt foarte importante. Că dacă am mâncat din greșeală, dacă am băut, dacă am luat în gură, dacă se citea ezanul când am început rugăciunea, dacă nu mai știu ce, întrebăm întrebări. A? Într-adevăr, sunt importante, dar mai important de atâta este să ne abținem în luna aceasta, să renunțăm la toate păcatele care le făceam înainte. Deci când vine luna Ramadan, și aici nu ne gândim precum alții, a? De sărbătoare fi bun și după aia, nu. Ramadan, dobândim o stare și important e să continuăm starea după Ramadan. De ce? Când începe Ramadanul, toată lumea știe. De întâi Ramadan, nu. Ramadanul începe de întâi Șaual. 30 de zile. Aceste 30 de zile sunt antrenament, a? Și campionatul începe, meciurile încep după întâi. Întâi Șaual, adică după sărbătoare. Trebuie să ne uităm la starea noastră înainte de Ramadan, cum eram și cum devenim după Ramadan. Dacă într-adevăr este o schimbare, atunci clar Ramadanul te-a schimbat. Dacă ne-am întors la ceea ce eram înainte, dacă în prima zi de Bayram am rupt discotecile, barurile și cluburile, Ramadanul și-a atins scopul. Sunt mulți care țin post 30 de zile, 29 de zile și în ziua de Bayram face Bayram, o face lat. Se întoarce la alcool care renunțase înainte, la cluburi, la discoteci, la toate păcatele, gata, a trecut Ramadanul. Nu, nu ăsta e scopul Ramadanului. Scopul Ramadanului este să continui și după Ramadan. Să continui și după Ramadan, pentru că noi la partea latura asta ne-am referit. Dacă scopul, primul scop al postului menționat în Coran de Allah subhanahu wa ta'ala este evlavia, este taqwa. Ce înseamnă taqwa? Adică Allah să te vadă unde ți-a poruncit, să nu te vadă unde te-a oprit. Asta înseamnă taqwa pe scurt în două cuvinte. Dacă Allah ți-a poruncit rugăciunea, să te vadă în timpul rugăciunii la rugăciune. Dacă ți-a spus să nu furi, să nu te prindă la furat, să nu te prindă la... A? Numai... Și toate aceste lucruri, pe lângă partea spirituală, au o influență foarte multă și în latura noastră fizică. Mulți oameni în ziua de azi, datorită faptului că ne-am îndepărtat de Allah, ne-am îndepărtat de Coran, ne-am îndepărtat de Islam, cădem și în bolile lumii, fără să vrem. Cădem în bolile lumii, nu mai ne interesează de unde ai câștigat, cum ai câștigat, ce ai făcut, ce ai dres. Important e să strângi bani, să aduni averi și tu crezi că o duci bine, până la un moment dat când pierzi tot. Pe când dacă și toți, subhanallah, vine, fură și se zice, tai un curban ca să meargă bine. Tai un curban ca să meargă bine. Dau pomană la săraci ca să meargă bine. Să mă apere, Allah să-mi deschide calea. Păi îți deschide calea dacă ești cu frică de Allah. Degeaba ai tăiat tu un curban dacă, păcat de animalul care l-ai tăiat, dacă tu în mintea ta nu vrei să te schimbi. Aici mi-aduc aminte de... Era un om care avea o livadă și l-a angajat. A auzit de un băiat sincer, un băiat muncitor. Îl chema Mubarak. L-a luat și l-a... Nu Husni Mubarak, altul. Alt Mubarak. L-a angajat la fermă, la livada lui. A muncit omul la fermă și vine într-o zi când tocmai via era în floare, strugurii s-au copt, început să se negrească așa și zice, adune și nouă niște struguri să mâncăm, aveam musafiri. I-a adus o tavă de struguri, au mâncat toate, erau acre, nu erau coapte bine. Du-te, adune altele, ce sunt astea? Se duce, aduce altele, iară acre. Băi, zice, tu muncești de ani de zile la mine aici în livadă, ești bătut în cap? Nu știi care e copt bine și care e acru? Și ce tu când m-ai angajat să am grijă de livadă. Nu mi-ai permis să gust din struguri. Muncea la livadă, muncea în vie, avea fructe, avea legumi, nu știu, mă rog, tot ce avea acolo. Și omul nu a gustat un bob de strugure ani de zile cât a muncit la el. De ce? Pentru că nu i-a permis. Când l-a angajat, nu i-a spus mănâncă. Asta înseamnă că dacă mănâncă, e haram, a zis. Și când a auzit motivul, el s-a supărat inițial pe el, dar când a auzit motivul, a văzut că este cu frică de Allah, l-a luat și l-a căsătorit. Și din familia asta s-a născut Abdullah ibn Mubarak.
Abdullah fiul lui Mubarak, care este unul dintre cei mai mari savanți musulmani. Noi muncim în această lume, zici, pentru binele copilului meu, îi pregătesc viitorul, îi aranjez viitorul, vreau să fie bine, să o ducă bine, eu n-am avut el să aibă, eu sunt așa el să... A? Dacă îl hrănești cu haram, ce s-a hrănit cu haram, haram va fi. Și de aceea ne uităm la toți savanții musulmani. Dacă ne întoarcem în istoria lor, vedem cum familiile lor erau oameni care întotdeauna căutau să dobândească ceva curat, să căsătorească, să-și căsătorească copiii, nu cu milionari, nu cu ăștia care au două, trei facultăți masterate, ci oameni care au frică de Allah, indiferent câți băieți sau fete. Și, într-adevăr, am văzut cum evlavia a dat roade în viața lor și, inshallah, să fim și noi cei, dintre cei care ținem postul pentru a dobândi această evlavie care se va întoarce în binele nostru, atât în această lume, cât și în ziua de apoi, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala să primească postul pe care l-am ținut. Și încă o rugăminte la toată lumea, nu o rugăminte, așa e o datorie a noastră față de Allah subhanahu wa ta'ala. Sunt foarte mulți oameni care poate anul acesta nu mai sunt printre noi. Anul trecut au ținut post, anul ăsta nu mai sunt printre noi. Sau sunt oameni care nu pot să țină post din datorită unor boli care le au și așa mai departe. Alhamdulillah, Allah ne-a dat sănătate și ne-a făcut să atingem, să trăim aceste zile din Ramadan, să nu uităm să facem și două rechiaturi de șucur lui Allah subhanahu wa ta'ala. Să-i mulțumim lui Allah subhanahu wa ta'ala că am prins și anul acesta Ramadanul. Cred că majoritatea faceți, sau, dar am zis să vă aduc aminte, pentru că Allah subhanahu wa ta'ala spune: le in shakartum le azidannakum. Dacă mulțumiți, eu vă voi da în plus. Și să încercăm să-i mulțumim lui Allah subhanahu wa ta'ala, pentru că unul dintre scopurile postului este mulțumirea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Prin faptul că ținem post, îi mulțumim lui Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Allah să ne facă dintre cei care dobândim evlavia și mulțumim lui Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.